Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Acum o să facem un unboxing pentru Midland XTC 300, o cameră de acțiune concurentul lui GoPro Hero 2. Mi-a fost oferit în test ca să mă conving că poate fi cel puțin la fel de bun înainte să-l folosesc, așa că o să-l desfac, să vă arăt foarte repede ambalajul, care este dintr-un plastic ceva mai subțire decât la GoPro. Nu e neapărat un lucru rău din punctul meu de vedere, chiar mai bine că nu s-a distrus atât de multă hârtie și plastic. Foarte repede peste etichetă. Am o mulțime de adăugiri pe aici. Mi se spune că am bonus un cititor de carduri microSD, pentru că memoria lui internă folosește carduri microSD. 4 sisteme de prindere, inclusiv o carcasă submersibilă care ar trebui să reziste până la 30 de metri adâncime. Asta e o chestie foarte tare. Cea mai rezistentă cameră la adâncime pe care am văzut-o până acum. Pentru cei care fac scufundări are și o lentilă plată. Mi se spune că foarte mare clar de la început că este de 1080p HD, adică este Full HD fără probleme. Și aici o mulțime de lucruri care se mai adauge câte ceva specificații. Faptul că este pregătită pentru YouTube, evident orice poate fi urcat pe YouTube. Că poate să și funcționeze ca digital video recorder. Încă o dată îmi zice că este 1080p HD. Și că e ușor de folosit, bla bla bla. Multe chestii ca să-ți ia ochii. Și pe partea asta îți arată că poate fi instalată pe cască dacă te duci cumva să te dai cu pașcaia canoe. Și pe spate prezentările cu plus ce ar trebui să avem în interior, carcasa submersibilă și 4 prinderi diferite. Ce mai tare mi se pare asta de ghidon sau de bară, spre exemplu roll bar pentru cine știu ne vrea să o pui pe vreo mașină de raliu. Și se este bandă adezivă pentru cască, suport pentru cască, masca de schi și asta pentru cască de bicicletă. Cam atât, hai să și desfacem. Începem de aici. Camera este prinsă pe acest carton printr-un sistem care se deblochează puțin complicat la prima vedere. Sper că nu trebuie să o distrug înainte să o desfac. Nu e tocmai intuitiv. Hai să scoatem cu tot. Am scăpat de asta. Ne-a mai rămas o cutie și încă un carton. Și mi se spune aici să apăs pe buton pentru a elibera. Butonul ăsta de aici. Ia să vedem și merge. Hai că a reușit. Aceasta este camera. Uite cât de mică e în cap, în mână. Este de dimensiunea unui telefon mai mic, să zicem. Se vede pe aici că are sistemele de prindere laterale incorporate. Butonul foarte mare de înregistrare de rec, pe care ți-l împingi puternic înainte sau înapoi. Se trage destul de tare, dar cred că îl vei auzi oricum colisând. LED-urile pentru funcționare, indicatorile de baterie și de card, câteva inscripții pe ea, o chestie foarte deșteaptă, direct pe cameră, o pioliță pentru prinderea pe orice fel de sistem de monopied, trepied sau ventuză. Să-l poți folosi și pe alte sisteme de prindere. Asta este un plus față de GoPro, pe exemplu, care te obligă să folosești sistemul lor sau să mai cumperi un adaptor pentru a putea prinde pe sistemul acesta de prindere cu piuliță. De aici se desface și în interior văd slotul pentru baterie, slotul pentru microSD și conexiunea USB. Aici mai am un butonaș mic pe care scrie High, M sau L, probabil e o setare pentru calitatea filmării. Lentila fisheye. Cam asta este camera, simplă, ușurică. Cred că din punctul de vedere este utilă pentru că nici nu vei simți când o porți pe cap. Hai să vedem restul accesoriilor. O cutie plină cu de toate. Ceva literatură. Avem aici un cititor
de carduri micro SD, memoria folosită de cameră. Aici se bagă micro SD-ul, pe partea asta USB-ul, o chestie utilă. Aici am sigilată, am impresia, da, este lentila plată pentru scufundări. Literatură, indicații prețioase și mai multe informații despre Midland. O companie pe care am văzut-o prezentă la Las Vegas, la Consumers Electronics Show, unde au venit și cu stații, se văd și aici, cu casca aceasta, cu camera aceasta, pardon, și cu sisteme de căști. Ei sunt specializați în primul rând pe stații de emisie recepție, dar mai nu au venit către acestea. Iată gama lor de cameră de acțiune, XTC300 fiind cea mai avansată din câte știu și eu la ora asta. Pe ea au mizat oricum și în standul de la Vegas. Hai să vedem totuși mai departe ce avem repede în cutie, că ne interesează mai degrabă butoanele. Acesta este acumulatorul. Un acumulator de 1100 de mAh pe 3,7V, așa că se va încărca cel mai probabil la USB camera aceasta. Ca o baterie de telefon. Seamănă izbitor de mult cu acumulatorul de Nokia. Niște Nokia mai vechi. Și se introduce cam așa ceva din când dau seama. Și se blochează cu piedica asta. Sper că am făcut bine. Da, ceva de genul ăsta. Puțin rudimentar sistemul. Primul sistem de prindere pe care îl găsesc aici. E acesta cu benzi velcro, acesta cu scaieți. Aici se va prinde camera. Ceva de genul ăsta. Și în momentul acesta, cu sistemul acesta de arici, poți să prinzi camera pe tot felul de suprafețe. Îmi place care piulița aceasta care se eliberează rapid. Încă un sistem de prindere. Să vedem de la ce folosește, nu pot să mă seama chiar acum pe loc. Unul dintre cele pe care abia așteptam să le văd este acest sistem de prindere pe ghidon sau pe rollbar sau pe orice este rotund. Poți să pui pe o țeavă, pe orice crezi tu că ți-ar putea fi util. Și ia să vedem cum din acest șurub. Sper că am înțeles ce bine e. Cam așa se strânge. Și apoi se asigură. Și aici se prinde camera. Hai, închide-te. Așa. Cam așa ceva. Pe care o să poți să o pui în toate pozițiile. Îți oferă ceva unghiuri în care poți să o așezi. Nu exagerat de multe, dar cred că până la urmă s-ar putea să găsești cadrul pe care îl cauți. Carcasa pentru scufundări. Dintr-un plastic transparent și cu încă o prindere suplimentară aici. Un sistem, hai să fie o stată. Ai băgat camera, ai închis-o și din momentul acesta va rezista, spun ei, până la 30 de metri adâncime. Așa o pornești, așa ți-i dai rec. Și aici un sistem de prindere, inoxidabil, sper.
Ia să vedem ce sisteme de prindere mai avem. Toate sunt băgate în țiplă. Așa. Aici avem o talpă cu sistem de prindere de genul ăsta. Iar acesta este pentru a asigura camera în cazul în care ar putea să cadă și să înăpieți probabil pe părți. Încă un sistem de prindere tot cu siguranță de genul acesta pentru prinderea, din câte îmi dai seama, pe ochelari, pe masca de tombă. Un încărcător USB prin care să încarci camera și în mașină. Încărcător tipic pe USB. Un cablu USB pentru alimentare. Poate fi, exact cum intuiam, poate fi încărcat de la orice încărcător, cum un USB sau de la calculator. Dacă poate un mini USB care intră direct în cameră. Un încărcător de cameră cu ieșire USB. La care faci cablul acela. Este de cât miliamperi este. Output 1.2, 1200 de mAh. Se va încărca destul de repede, se simte și că e destul de greu la mână. Asta este un indiciu că are un transformator suficient de bun în el. Și aici avem diferite sisteme, diferite tălpi și benzi dublu adezive. Asta să facem și sistemul acesta. Așa. Și asta este ultimul sistem de prindere cu bandă dublă adezivă. Desfaci, o lipești, poți să pui pe orice fel de suprafață plană. Cam atât. Asta e toată cutia. Astea sunt accesoriile, o cameră foarte bine dotată. Din păcate nu am găsit o ventuză și un sistem telescopic care să-ți permite să pui camera și pe parbriz. Poți să o prinzi cu tot felul de sisteme, altfel de sisteme. Oricum, din câte văd eu pe cutie, e dedicată mai degrabă sporturilor de iarnă decât motor sportului, dar cu siguranță există accesorii și pentru așa ceva, cască, pe ochelari, pe vâslă sau pe orice altceva. O cameră foarte bună pentru sporturi de acțiune, de mai degrabă într-un mediu umed sau pe pârtie. Cam atât despre unboxing.